În viață există oameni care văd întotdeauna binele în orice. Și există opusul lor complet, orice s-ar întâmpla, nimic nu le convine. Vremea este rea, pantofii strâng, autobuzul întârzie. Tamara Iurievna se considera partea celui de-al doilea tip și nu era rușine deloc de acest lucru. De ce să te bucuri, dacă totul, în realitate, este departe de a fi bine? Lasă-i pe naivi proști să se bucure de prețurile mari și de scările deteriorate, dar ea, Tamara, nici nu se gândește. Bucuria trebuie să vină din salariu, dintr-un pahar de băutură, dintr-o masă întinsă și din succesele proprii. Orice altceva nu aduce bucurie practică. Contemplarea unui cer frumos sau acustica bucuriei nu adaugă bani în buzunar și nu cumpără pâine pentru cină iar au crescut prețurile la apă, bombănea Tamara Iurievna, răsfoind chitanțele utilitare la masa din bucătăria ei. Nu pot trăi în liniște acești paraziți, doar să mai jupoaie ceva de la oameni. Femeia era ipocrită în cele mai bune tradiții ale acestui sentiment scârbos. Ea însă și lucra într-o companie de utilități și cunoștea toate aceste treburi din interior. Și Tamara Iurievna nu se plângea că au crescut prețurile. Se plângea că poziția ei nu îi permitea să bage mâna în buzunarul accesibil conducerii. O enerva că cineva își cumpără o haină de blană de vulpe sau o mașină, iar ei, Tamarei, îi revenea doar o firimitură. Și această situație nu era doar la locul de muncă. Tamara arunca o privire pe ascuns la sora ei mai mică, care s-a căsătorit cu un militar și și-a asigurat o bătrânețe fără griji. Natasha a avut noroc, bârfea femeia la muncă cu colegii. Și-a încrucișat ochii, iar el a crezut că e o fată de minte slabă, așa că s-a căsătorit cu ea. Dar cine are nevoie de o soție deșteaptă? Bărbații vor să se simtă reci. Asta e. Colegele din birou dădeau din cap în semn de solidaritate totală cu Tamara. La fel ca și colega lor, nici ele nu erau în căsnicii cu care să se mândrească și astfel adorau să bârfească pe toată lumea și să caute motivele eșecurilor oriunde altundeva decât în dragoste și respect sincer. Tamara era șefa acasă și în relații. S-a căsătorit cu Stanislav Sergeevici fără tragere de inimă, din necesitate. Tânărul Stanislav a renunțat la colegiu și a început să lucreze pentru a-și întreține soția și fiul mic, Alexandru. Din cauza aceasta, a rămas fără profesie și acum lucra ocazional ca electrician sau instalator în zonă. În general, nu oferea motive de mândrie soției. Tamara se plângea de soțul ei că nu are nici măcar o cămașă decentă pentru a ieși undeva. Și unde să mergem, Tamara? Întreba soțul cu voce stinsă. La magazin putem merge și în tricou, dar altundeva unde? La teatru, la restaurant fui. Tamara scuipa supărată. Nu mai să scurmi în toalete și să înșurubezi becuri, nici un pic de atracție pentru frumos. Și în ale noastre, și în ale altora, completa soțul, trăgându-și imediat capul între umeri ca o broască țestoasă. Îi era frică de soția lui, atât de mult încât nici nu-și recunoștea asta. Iar Tamara îl cicălea pe soț din plictiseală sau obișnuință. La muncă, Bărfia clienții proști ai companiei de utilități sau vecinele. Acasă, trebuia să se ocupe de ceva. Așa că Stanislav primea critici pe drept și pe nedrept, pentru chiftelele arse, pentru podelele murdare, pentru uneltele uitate. Bietul om primea pentru toate. Bipul calculatorului se amesteca cu șuieratul ceainicului de pe plită și ciripitul neastâmpărat al vrăbiilor de afară. Rama veche de lemn de la fereastra care separa bucătăria de balcon a fost mișcată ușor de vânt și a scârțit melancolic. Geamul a reflectat o rază de soare direct în ochii Tamarei. Ea a făcut o grimasă și și-a scos ochelarii. La 50 de ani, femeile pot arăta minunat sau se pot transforma în bătrâne. Tamara credea că aparține primei categorii. De fapt, oricât de mult ar fi încercat să se mențină tânără toată esența ei tindea neîncetat spre a doua categorie. Nici tunsoarea la modă, nici inelele de aur vintage din mica ei moștenire nu puteau împiedica asta. Mai degrabă, din contră. Tamara locuia cu soțul și singurul fiu într-un mic apartament cu două camere, la etajul 2 al unui bloc cu cinci etaje, unul dintre cele ascunse acum în frunșul dens al copacilor plantați odată în jur deși în fiecare an crengile erau tăiate, în apartament era totuși o umbră binecuvântată. Vara era bine, dar iarna apartamentul se transforma într-o cutie întunecată și devenea foarte trist în ea. În lacătul din hol s-a auzit foșnetul unei chei, apoi s-a auzit o agitație în prac. Alexandru, ai luat pâine. A strigat Tamara fără salut în holul întunecat. Tatăl tău nu are cu ce mânca supa. Am luat, am luat, a răspuns fiul, deschind și returile adidașilor. A venit deja Veronica? Tamara Iurievna a făcut o grimasă la această întrebare. Nora ei o irita prin simpla ei existență pe teritoriul comun. Totuși, era timpul ca fiul său să se căsătorească, trecuse de 30 de ani. Așa că Tamara îi tot bătuse la cap că ar fi bine să se gândească la urmași. Fiul a reflectat, s-a căsătorit. Părea că ar trebui să fie fericită. Și totuși, nimic nu era bine tamarei. Ea spera ca fiul și nora să se mute undeva. Dar fata era și ea dintr-o familie săracă, fără locuință proprie și perspective. Acum locuiau împreună în camera lui, creau aglomerație în hol și cuade la baie dimineața. Nu a venit încă soția ta a răspuns Tamara, reținând notele de descust. Probabil a plecat să se distreze cu prietenele după muncă, să cheltuiască salariul. Alexandru doar a suspinat și a pus pe masă două pâini crocante, încă fierbinți. Alexandru lucra ca șofer la o fabrică de pâine, așa că în casă era mereu suficientă panificație. Periodic, angajații primeau pâine pentru uz personal, iar nimeni nu avea obiecții pâini și chifle, covrici și cornuri aducea Alexandru de la muncă pentru a apăra onoarea simplului șofer. Ar trebui să vorbești cu Veronica să-și caute alt loc de muncă, căci stă la acel ghișeu al gării și nu avansează nicăieri. În concediul de maternitate vor plăti nimic. A spus Tamara Iurievna examinând chitanța pentru reparația capitală. Mamă, ce fel de muncă! Nimeni nu o va angaja la cinci luni de sarcină eu lucrez. Curând voi începe pe un nou traseu, în suburbii. Vor plăti mai mult. Cine i-a împiedicat să se dea demisia mai devreme? Nu se liniștea Tamara. Ar fi renunțat de mult la acea nebunie. Putea să meargă la un magazin alimentar, să fie gestionar sau să vândă pe piață. Ar fi câștigat mai mult. Soția mea nu va cântări roșii de pe tarabă sau să caute prin cutiile de praf din depozit, a răspuns Alexandru cu bâlândețe. Eu, dragule, am cărat și cutii și am stat la tarabe, Tamara s-a întors spre fiul ei, punând mâinile în șolduri, și nu am murit. Alexandru a dezvoltat un imunitate la nemulțumirile constante ale mamei de-a lungul anilor. Nu intra în dispute cu ea, la fel ca tatăl său, rămânând calm dar nici nu putea să meargă total împotriva ei. Așa Alexandru a crescut realist și a înțeles că nu a avut suficiente abilități pentru o educație bună și părinții nu au avut bani. După liceu, băiatul a făcut armata, stând la poarta unității militare. Întors acasă, cu greu a terminat un colegiu de mecanică, a lucrat un timp la un prieten al tatălui la un servis auto, apoi, dintr-o fericită coincidență, s-a angajat ca șofer la fabrica de pâine și de atunci a rămas acolo Relațiile cu fetele nu au mers prea bine Au existat scurte aventuri, dar relații de durată nu s-au putut clădi Și nu e greu de ghicit de ce Tamara Iurievna avea o atitudine de câine la fân Fiul ei alterna între a fi în disgrație, a fi necesar pentru a o duce undeva, a fi criticat aspru sau rugat cu lacrimi de ajutor o astfel de situație nu convenea niciunei fete și Alexandru rămânea singur. Nici nu visa la propria locuință. Prețurile exorbitante ale noilor apartamente îi stârneau doar indignare. Nu ar fi economisit niciodată pentru ele. Și, oricum, locuirea alături de părinți era convenabilă, chiar dacă nu prea plăcută. Mâncare gata, casa curată. Doar criticile mamei stricau imaginea. Dar așa fusese toată viața. Tamara își fixă fiul cu o privire critică, căutând un nou motiv să se lege de el. Ca de obicei, nu găsi nimic. Ea însă și visa de mult să se mute din acest apartament într-o casă spațioasă, dar anii treceau și ocaziile nu apăreau. Mama ei i-a lăsat doar o cameră într-un apartament comun. Banii din vânzarea acesteia au fost folosiți pentru renovarea acestui apartament cu două camere și pentru nunta fiului. Oricât de meschină era femeia, nu voia să-și facă de râs familia în fața vecinilor și cunoscuților. Așa că nunta a fost tradițională și fastuoasă. Nunțile au trecut, luând cu ele șansa iluzorie a mare Iurievna de a se muta. Alte ocazii nu au mai fost de atunci în bucătărie a apărut timid Stanislav Sergeevici, a salutat fiul și a început să încălzească în ibric mic câteva polonice de ciorbă. În același timp, a rupt o bucată din pâinea proaspătă și, împrăștind firimituri pe blatul de lucru, a început să o mănânce la com. Slava! A țipat imediat Tamara Iurievna. Am aspirat ieri. Grupa de vrăbii a zburat zgomotos pe fereastră. Stanislav Sergeevici a scos un țipăt și s-a uitat stângaci la soția sa. Alexandru a luat restul de pâine, l-a pus într-o pungă și l-a băgat în cutia de pâine. Era obișnuit cu certurile părinților, mai exact cu atacurile casnice ale mamei asupra tatălui. Tamara era obsedată de curățenie și cerea tuturor în casă să mențină ordinea. Dacă vedea o furculiță lăsată a sau, doamne ferește, firimituri pe fața de masă, se înfuria. Alexandru mulțumea mental providenței pentru faptul că Veronica era foarte curată și la acoperea uneori, măturând în taină firimiturile de pe blatul de lucru și clătind ceștile după ceaiurile nocturne. Spre Stanislav Sergeevici a zburat un prosop. Sub miustrările soției, a prins ibricul cu supa nedesfăcută și a dispărut pe balcon, reușind miraculos să ia și lingura. Alexandru, din obișnuință, Clătină din cap și plecă în cameră. Trebuia să meargă curând să o întâlnească pe Veronica de la muncă. Dacă întârzia astăzi, însemna că înlocuise pe cineva. Soarele de august apune târziu, iar înainte de asta dăruiește orașului o lumină ciclimbarie a înserării. În astfel de momente, copacii și casele aruncă umbre lungi, iar artiștii sunt inspirați. În astfel de momente, pensionarii ies la plimbare în parcuri și cuplurile își dau întâlnire pe verandele deschise ale cafenelelor. În astfel de momente, Veronica se întorcea acasă, observând lumea înconjurătoare. Dintr-o parte, fata cu părul prins, în cămașa albă și fustă albastră, putea fi luată drept școlăriță sau studentă. De fapt, Veronica doar respecta codul vestimentar de la locul de muncă. Chiar dacă, în principiu, nimănui nu-i păsa de el, pentru că stătea mereu în spatele unui geam și pasagerii o vedeau cel mult până la talie. Întrebarea era retorică. Veronica s-a așezat pe o bancă pe alee și a scos din geantă o sticlă cu apă. Odată cu sarcina, a început să bea foarte mult și purta mereu rezerve de lichide. Fata a privit norii roz în care se așezase soarele la pus încerca mereu să vadă părțile bune în viață, oricât de ciudată și spinoasă ar fi fost ea uneori. Veronica a crescut aici, în oraș, într-un apartament mic de la periferie, unde locuia cu mama și apoi cu fratele ei mai mic. Pe tatăl ei nu-l cunoscuse. El și mama ei se despărțiseră când ea abia împlinise un an. Mama nu-i plăcea să vorbească despre asta, iar Veronica nu întreba. Mai târziu, Mama a găsit un bărbat și Veronica a avut un frate, Misca. Trăiau bine, deși înghesuit. Veronica a înțeles încă de atunci că, dacă vezi doar răul din jur, poți înnebuni. Ce dacă apartamentul era mic? Totul era la îndemână. Mama lucra mult pentru a întreține familia. La început, lucra la o tipografie, apoi la o fabrică de conserve, uneori lucra ca îngrijitoare sau bonă în weekenduri. Nici o muncă nu e rușinoasă, dacă o faci cu suflet, îi spunea mamei fiicei, în timp ce învârtea borcanele de compot în bucătăria mică. Așa a învățat Veronica lecția cea mai importantă. Un om bun poate fi oriunde, indiferent de locul unde locuiește, ce meserie are sau ce vede în jurul său. Veronica a încercat să o ajute pe mama ei în toate încă de mică, deși trăiau modest, au trăit în dragoste și armonie. Veronica a învățat să apreceze micile bucurii, o bomboană de la vecină, un buchet de flori cules în grabă de pe o grădină de flori de către fratele ei, un fluture care se așeza pe umărul ei. În secret, aștepta întotdeauna daruri de la viață. Credința copilărească în minuni a persistat atât de mult încât a supraviețuit și în viața adultă o parte din naivitatea copilăriei a atras-o pe soțul ei, Alexandru, către ea. Din această cauză, colegii de școală o considerau excentrică, dar Veronica s-a obișnuit atât de mult cu acest lucru încât nu o deranja părerea altora. O persoană fericită nu se gândește la alții. Veronica avea și o visare secretă, să-și întâlnească prințul, nu pe un cal alb, ci unul pe care să se poată baza ca pe o stâncă. La început, Alexandru părea să fie exact așa, înalt, lat în umeri, bun la suflet. O ridica în aer ca pe un fulg și la fiecare întâlnire o trata cu produse de patiserie delicioase. Când i-a propus căsătoria, Veronica strălucea de fericire. În acel moment, nu a fost deranjată de perspectiva de a locui cu părinții soțului ei, ba chiar din potrivă. În apartamentul mamei ei, ocupa un mic colț, iar aici, ea și soțul ei vor avea o cameră întreagă doar pentru ei, cu un pat, un dulap, un televizor și posibilitatea de a petrece timp împreună cât doresc. La nuntă, Veronica a purtat o rochie voluminoasă și a plâns chiar și la oficiul de stare civilă. Totul era ca în poveștile ei preferate, o sală frumoasă, mulți invitați, felicitări, dansuri. Dar în scurt timp, încă un element din basme s-a materializat în viața ei, mama vitregărea. Veronica nu o cunoscuse bine pe soacra ei înainte de nuntă și la început i s-a părut doar o femeie strictă și puternică. Cât de mult s-a înșelat. După un an de căsnicie, Veronica și-a dat seama că mama soțului ei era o adevărată tirană. Chiar și optimismul ei născut nu mai putea face față acestui tiran domestic care o aștepta zilnic în noua casă. Odată, fata a menționat că ar vrea să se mute într-un apartament închiriat, dar Alexandru a ridicat mâinile în aer. Veronica, prețurile pentru chirie sunt exorbitante, dar dacă mai vine și un copil. Vom mânca pâine uscată și vom bea apă doar pentru a supraviețui, argumenta el convingător. Și curând, Veronica a aflat că era însărcinată. Pe de o parte, era fericită, pe de altă parte, oftând, își imagina că haosul din apartament va crește odată cu nașterea copilului. Când Alexandru a aflat despre sarcină, a fost foarte bucuros și a început să ceară trasee suplimentare la serviciu pentru a economisi ceva bani. Veronica și-a dat seama că era prea târziu pentru ea să-și schimbe locul de muncă și va trebui să se mulțumească cu alocațiile modeste de maternitate. Uneori visa că trăiește într-o casă mare cu tavan înalt și că seara ieșea pe verandă să privească apusul. Dar acestea erau doar vise, care se spulberau odată cu venirea dimineții. În depărtare, pe alee, a apărut figura familiară a soțului ei. Alexandru a alergat spre ea, a îmbrățișat-o și a luat geanta. Au început discuțiile obișnuite despre starea de sănătate, starea de spirit și ziua trecută. Veronica răspundea, dar în fundal simțea că doar acopereau ceva important. O problemă profundă pe care fiecare se temea să o dezvăluie. Și fiecare știa numele acelei probleme. Când s-au întors acasă, în apartament era liniște. Tamara Iurievna se uita la televizor în cameră, ceea ce era evident din sunetele care se auzeau de sub ușa închisă. Îți e foame? a întrebat Alexandru ajutându-și soția să-și scoată pantofii. Da, foarte, a recunoscut Veronica. Au mers în bucătărie. Alexandru a deschis frigiderul și a scos un oftat dezamăgit. Se pare că tata a mâncat toată ciorba. Lasă-mă să fug repede la magazin și să cumpăr ceva. Tu mănânci pentru doi, iar pe unul nu e suficient. Un pic vinovat, a spus el uitându-se la soția lui. Bine, mergi. Apoi vom găti împreună, ca zâmbit Veronica. Alexandru a sărit imediat înapoi în Adidas, și-a luat portofelul și a plecat. Stomacul fetei a început să-i murmăie cerșind hrană. În gură i-a apărut un gust neplăcut, acela pe care îl ai atunci când nu mănânci mult timp. Veronica s-a apropiat de chiuvetă și-a spălat mâinile, a pus ceainicul pe aragaz și a mai aruncat o privire în frigider. Știa că delicatesele nu rămâneau niciodată mult timp în casă. Era o imagine familiară, la fel cum fusese și acasă la mama ei. Răceala frigiderului i-a arătat o imagine sumbră. Un borcan de castraveți murați, câteva recipient cu terci, ouă crude pe raftul ușii, ceapă și cartofi în sertarele pentru legume. Și brusc, în spatele borcanului de murături, Veronica a observat un bucată bună de salam doctor în pachet. Foamea își dicta regulile și fata, fără să stea prea mult pe gânduri, a scos descoperirea. O cană de ceai, câteva mișcări ale cuțitului pe o scândură de tocat și iată, două sandvișuri delicioase, dar nesănătoase, din pâine albă cu unt și salam erau gata. Mama ei îi pregătea astfel de sandvișuri pentru școală. Sanvișurile au dus-o pe Veronica înapoi în amintirile copilăriei. Mesteca fericită, sorbind din ceaiul aromat. Din neant, vocea aspra soacrei a rupt liniștea. Nu ai cumpărat salamul, dar deschizi frigiderul mai des decât mine. Trebuie să întrebi înainte să iei ceva. Veronica aproape că s-a necat. Totul s-a întâmplat atât de brusc dar locuim împreună, a încercat să se apere fata. Într-o familie totul este comun. Atunci de ce nu iei periuța mea de dinți sau nu porți șosetele socrului tău? A atacat-o din nou Tamara Iurievna. E tot comun, nu? Veronica nu a avut replică, dar după astfel de cuvinte nu-i mai intra nimic în gât. A pus sandvișul înapoi în pachet și l-a băgat în frigider. Tamara Iurievna, Văzând cum nora ei se stinge, se simțea triumfătoare în autoritatea sa asupra casei. Când Alexandru s-a întors de la magazin, bucătăria era deja goală. Și-a găsit soția citind o carte în cameră. I-a oferit fructele cumpărate, a prăjit o omletă și niște pâine prăjită. Veronica nu a refuzat mâncarea, dar era tăcută și abătută. Alexandru nu a insistat să o întrebe ce s-a întâmplat ea a dormit pe umărul lui în timp ce se uitau la un film. Bărbatul a învelit-o cu grijă, gândindu-se că dimineața va fi mai înțelept și că totul va fi bine din nou. Tamara Iurievna se întorcea de la muncă mai devreme decât toți. De obicei, la ora patru era deja acasă. În ultima vreme, mintea ei era ocupată de gânduri despre cum va trăi familia lor înghesuită odată cu venirea copilului. Tamara dorea nepoți, căci ea însă și își împinsese fiul să-și găsească o soție. Dar îi dorea în stilul său obișnuit de câine la fân, adică să fie undeva departe, să nu o deranjeze și să nu-i strice rutina. În circumstanțele actuale, asta părea imposibil. Femeia, obișnuită cu controlul, liniștea, curățenia și ordinea, își imagina cu groază cum va deveni viața ei odată cu apariția primului nepot. Simultan, își amintea anii ei de tinerețe și maternitate și se încrunta. Amintirile nu-i aduceau nicio bucurie. Exista două soluții, să încerce să-și împingă fiul și Nora într-un apartament închiriat sau să-i înstrăineze și să facă în așa fel încât Nora, împreună cu nou născutul, să plece singură la rudele ei. Tamara a reflectat și a ajuns la concluzia că al doilea plan o avantajează mai mult. Fiul ei putea să o ajute să care greutăți, să o ducă cu mașina de serviciu și să aducă pâine proaspătă regulat gratuit. Iar nora ei știe doar să golească frigiderul și să meargă la muncă de formă. Decizia era luată. Fiul avea nevoie de o noră cu o zestre mare, nu de această fată dintr-o familie neajutorată și plină de vechituri. Sentimentele fiului și alte baliverne spirituale nu o interesau pe Tamara. Se va descurca el, nu mai e copil. Femeia a deschis ușa, a intrat în hol și a pus sacoșele cu alimente pe taburet. Planul urma să fie pus în aplicare în seara aceea. Cu cât Nora pleacă mai repede, cu atât mai repede va reveni liniștea și ordinea în casa ta mare Iurievna. Astăzi, Veronica nu a avut pe cine înlocui, așa că a terminat munca mai devreme. De dimineață, observase în magazinul de legume de lângă gară niște piersici mari și suculente, dar nu a avut timp să le cumpere, fiindcă întârzia. Toată ziua a sperat că vor rămâne până la sfârșitul programului de lucru. Veronica nu s-a înșelat. De la distanță, a văzut că în coș mai erau doar trei fructe suculente. Fata aproape a alergat la tarabă și, fără să se târguiască, era gata să cumpere fructele dorite, când cineva a strigat-o. Veronica, așteaptă, te rog! un băiat cam de vârsta ei făcea semne cu mâna, aparent alergând după ea de la gară. Veronica a rămas încremenită lângă taraba de legume, provocând uimirea vânzătoarei. Băiatul a ajuns în sfârșit la ea, gâfâind sub privirea ei interogativă. De unde știi cum mă cheamă? A întrebat fata, strângând cheile în buzunar, de siguranță. Aveai un ecuson cu numele tău pe piept acum o jumătate de oră, a răspuns băiatul simplu. Nu era greu de reținut. Veronica s-a rușinat. Adevărat, era atât de evident. Te rog, să nu crezi că sunt un băiat naiv care vrea să te cunoască. Și nu sunt nebun. Băiatul a spus toate acestea cu o față serioasă. Fata a înghițit în sec. Situația era neobișnuită. Atunci, ce vrei de la mine? A întrebat ea cu prudență. Vreau să-ți spun ceva. Sunt fratele tău mai mic. Băiatul a privit jenat în pământ. Am un frate mai mic, dar arată diferit, a răspuns Veronica. E o glumă, o farsă. Unde sunt camerele? S-a supărat și a început să se uite în jur. Nu, nu, băiatul a dat din mâini. Permite-mi să explic hai să ne așezăm acolo, în parc. Povestea va fi lungă. Veronica s-a uitat neîncrezătoare la el, apoi la banii din mână pe care îi ținea încă. Bine, dar lasă-mă să termin ce am început, a spus ea, arătând spre piersici. Când fructele aromate erau în mâinile cumpărătoarei, iar ea stătea la umbra teilor pe o alee din apropiere, băiatul s-a prezentat în sfârșit. Mă numesc Denis, și să vorbim la pertu. Nu suntem chiar așa de bătrâni, iar pe deasupra suntem oarecum rude. Cel puțin asta era încă sub semnul întrebării. Veronica l-a privit fugitiv. Ceva în înfățișarea acestui cunoscut neașteptat i-a atins coardele ascunse adânc în suflet. Era un sentiment familiar din copilăria îndepărtată. Denis și-a luat inima în dinți și a început să povestească. Veronica îl asculta și cu cât trecea mai mult timp, cu atât mai contradictorii erau sentimentele pe care le simțea. Tatăl și mama Veronica i s-au despărțit din cauza infidelității primului. El a plecat la o femeie care era însărcinată cu Denis. Cu ea, și-a construit o nouă familie, a creat o afacere, și-a cumpărat o casă mare la periferie, cu o grădină și pământ fertil. 15 ani au trăit fericiți dar apoi asupra bărbatului au început să cadă necazuri. Rudele se îmbolnăveau și mureau, i-au furat mașina, partenerul de afaceri l-a trădat cu o sumă mare de bani. Toate aceste necazuri au durat 9 ani. Când soția iubită și mama fiului său a murit de cancer, bărbatul nu a mai rezistat și a căutat refugiu în biserică. Acolo a întâlnit o ghicitoare oarbă, care i-a dezvăluit misterul necazurilor sale ai lăsat copilul tău în sărăcie și ai trădat femeia care l-a născut. Așa că ea ți-a dorit să suferi, cum a suferit și ea, a spus chicitoarea, mângând mărcelele de ciclimbar. Dacă vrei să-ți răscumperi vina și să pleci liniștit pe lumea cealaltă, trebuie să împarți tot ce ai agonisit între cei doi copii ai tăi de sânge. Dar eu nu mă gândesc să plec pe lumea cealaltă acum, a răspuns bărbatul furios. Nu tu decizia asta, a râs ghicitoarea răgușit. El a făcut un pas înapoi și s-a grăbit să plece departe de bătrâna nebună. Dar cuvintele ei nu ieșeau din minte. Și când tatăl Veronicăi și-a găsit soția moartă într-o dimineață de iarnă, a scris imediat testamentul după înmormântarea ei. Așteaptă, l-a oprit Veronica cu un gest. Dar cum a aflat el unde sunt, cum trăiesc? Tata ne-a părăsit când eu eram foarte mică, nu știu, Denis s-a ridicat din numeri. Tata era un om respectat și avea multe relații utile. El mi-a spus cum să te găsesc. Deci vrei să spui. Veronica a realizat de ce fratele ei a căutat-o. Da, Denis i-a confirmat gândul cu o ușoară tristețe. A trecut jumătate de ani de la moartea lui. Trebuie să ne ocupăm de moștenire, soră. Veronica a rămas complet uimită și a privit ziua liniștită de august cu o privire absentă. Tatăl, fratele, ghicitoarea, moștenirea. Atâtea evenimente nu se întâmplaseră niciodată deodată. Parcă cineva smucise brusc filmul care se derula constant, și cadrele sale au trecut cu șuierat prin fața spectatorilor. Veronica îi s-a învârtit capul. Ești bine? Denis a prins-o când a lunecat de pe bancă. Abia atunci a observat burtica fetei sub bluza largă. Da, mi s-a făcut brusc rău. Acum îmi va trece. Veronica a întins mâna spre geantă după sticla cu apă. Lasă-mă să-ți comand un taxi. Să te gândești, să digeri toate acestea în liniște. Ne întâlnim peste o săptămână și discutăm. Bine. Denisa a făcut un semn semnificativ către burtica ei. În starea ta e mai bine să nu te stresezi. Dacă aș fi avut mașina azi, te-aș fi dus eu însumi. Veronica a fost de acord și ce altceva putea să facă. Tot ce s-a întâmplat i s-a părut prea incredibil. Știa un lucru sigur, nu putea vorbi despre asta cu soțul ei sau cu familia acestuia. Trebuia să se gândească singură deși poate că ar trebui să ceară sfatul mamei ei. Nimeni nu iubea Duminica în apartament, deoarece toți rămâneau acasă și aveau loc mici războaie domestice, în care, desigur, Tamara Iurievna juca rolul de comandant. Trupele ei erau bazate în bucătărie și colectau tribut mental de la oricine intra în bârlogul lor. Veronica s-a întins leneșă în pat și nu l-a găsit pe Alexandru lângă ea, Soțul ei era obișnuit să se trezească de vreme și nu o deranja când dormea. Doar închidea ușa spre hol, astfel încât zgomotul dimineții să nu o deranjeze. Dimineața, Veronica avea de obicei o sete insistentă, apărută în al doilea trimestru. S-a întins din nou, s-a ridicat și a pus un tricou de casă, pantaloni scurți confortabil și a ieșit încet în hol, îndreptându-se către baie. Soția ta, Alexandru, Mănâncă din ce în ce mai mult, se auzea vocea năbușită a soacrei din bucătărie. Dar nu suntem milionari. Ian însă și nu cumpără aproape nimic pentru frigider, dar când vine vorba de mâncat, e prima. – Mamă, e însărcinată, trebuie să mănânce mult, răspundea obosit Alexandru, sunând lingura în cana de ceai. Veronica s-a oprit instinctiv după colț. Știa bine că soacra ei iubește să-i bârfească dar nu auzise niciodată asta cu urechile ei. Dacă vrea să mănânce mult, să cumpere ea însă și. A dezvoltat obiceiul de a mânca mâncarea bună altora și apoi pune în loc ceva ce nu merită. Tamara Iurievna nu se liniștea. Recent am cumpărat salam pentru o salată, scump, de capitală. L-am ascuns special. Ea l-a găsit și a început să-și facă sandvișuri, nerușinata. ta. Veronica simțea cum fierbe de furie și, în același timp, un sentiment de rușine pentru soțul ei, care a îndițit aceste cuvinte de la mama sa în ceea ce o privește. Fierbea nu doar din cauza acuzațiilor, care erau nefondate. Ea cumpăra întotdeauna la fel de multe produse ca și ceilalți. Problema era că soacra ei nu aprecia verdețurile proaspete, fructele, legumele, cerealele bune și peștele. Ea considera mâncarea ca fiind salamul, brânza, conservele, cartofii, maioneza, carnea grasă, pastele și dulciurile. Veronica nu a vrut să asculte mai departe acest absurd. Dar a înțeles clar că soțul ei se teme de mama lui și nu poate să-și apere soția în fața ei. Ce se va întâmpla atunci când va apărea copilul? Veronica a preferat să nu adâncească această întrebare, știind ce răspuns ar putea fi. Era și mai evident că informația despre moștenire și tatăl decedat nu putea fi împărtășită cu nimeni din această familie. Fata și-a imaginat cum ar reacționa soacra ei la astfel de perspective. Dar nu, aceasta era viața ei, a Veronicăi și a copilului ei, care nu merită să crească într-o astfel de atmosferă de meschinărie și tensiune constantă. Ea a intrat în baie, călcând intenționat zgomotos pe linoleum. Vocile din bucătărie s-au potolit și au schimbat subiectul. Fata s-a spălat și a decis să plece direct la apartamentul mamei ei. Nu avea niciun chef să mănânce micul dejun în bucătărie. După o jumătate de oră, Veronica deja își punea pantofi, așezată pe un taburet din hol. Unde te duci? Alexandru a apărut surprins în hol. La mama. N-a mai fost acolo de mult mă duc să beau un ceai, a răspuns fata. Vrei să te duc eu? A întrebat soțul. Nu, vreau să respir aer curat. Veronica și-a stăpânit expresia. Soțul ei îi provoca brusc un sentiment de milă și iritare. Cu toate calitățile sale pozitive, faptul că era sub papucul mamei sale la peste 30 de ani anula toate acestea. Alexandru a ridicat umerii nedumerit, i-a cerut să-l sune în caz de nevoie și a condus-o până la ușă. Apartamentul în care Veronica și-a petrecut copilăria a întâmpinat-o cu mirosul familiar al parfumului retro de lăcrămioare al mamei și cu o lampă slabă în hol. Hai, intră, tocmai am făcut plăcinte, mănâncă proaspete. A strigat din bucătărie Lilia Vasilievna. S-a îmbrățișat și, la o ceașcă de ceai cu prăjituri de casă aromate, atât de diferite de chiflele de la fabrica de pâine, Veronica s-a aventurat să înceapă o conversație dificilă. Mama s-a schimbat la față când fiica i-a povestit despre întâlnirea cu Denis. Lilia Vasilievna a tăcut un timp, frământând ceasca de ceai în mâini. Așteptam să afli, a spus ea fără să o privească pe Veronica în ochi. Deci știai și nu mi-ai spus. Fata s-a plecat înainte de uimire. Da, știam. Dar nu mă judeca, a oprit o femeia cu bălândețe. Tatăl tău m-a sunat anul trecut, buiceuind ceva despre ghicitoare, un blestem, cerându-și iertare, doar să-mi iau cuvintele înapoi. Dar eu, fica mea, sunt o femeie mândră, chiar dacă nu am dobândit nimic altceva decât această casă și doi copii. Lilia Vasilievna și-a aruncat ochii spre pereții și tavanul apartamentului. Veronica o asculta aproape fără să respire. I-am refuzat, pentru că trebuie să existe dreptate în lume. M-am gândit că eu am suferit, acum să sufere și el. Acum înțeleg că ar fi trebuit să iert cu pace. Anii au trecut, dar vechile sentimente au avut putere asupra mea în acea conversație. Am greșit puțin, a continuat femeia. Nu i-am dorit moartea nimănui. Dar tu, fica mea, fă cum îți dictează inima. Primește moștenirea ca pe o răsplată pentru anii trăiți fără tată sau ca pe un cadou al sorții, tu decizi. Gândește-te la tine și la viitorul tău copil. Eu nu sunt sfătuitor. Veronica s-a lăsat pe spătarul scaunului. În mintea ei se adunau cărămizile unui viitor drum. A sorbit gânditoare din ceai și a pus ceașca pe masă. Mamă, mai am o întrebare. Veronica a privit semnificativ spre mama ei. Lilia Vasilievna a dat din cap. Ai fost supărată pe tata că m-a lăsat fără tată. Dar acum mă întreb dacă procedez corect în ceea ce privește propriul meu copil. Veronica a exprimat gândul ei vag și clar în același timp. Femeia din fața ei a zâmbit subtil și a oftat. Bănuiesc că în acea familie nu ți-au dat pace. Alexandru e un băiat bun, dar. Știi despre ceci, dar o vorbesc. Lilia Vasilievna a înclinat capul într-o parte. Veronica a dat din cap. Nu ai niciun sfat, și aici. A întrebat ea ușor, îngustând ochii. Ai luat deja decizia, de ce să-ți mai dau un sfat? Lilia Vasilievna i-a arătat cu ochii acceptarea totală a deciziei fiicei sale. Nu te teme! acesta e lucrul principal. Veronica a știut întotdeauna că mama ei o înțelege fără cuvinte și simte foarte bine lucrurile nespuse. Atunci de ce se chinuia cu îndoieli, când chiar și mama ei înțelegea clar situația lor maritală? Veronica privea interiorul cafenelei. Ea și Alexandru rareori își permiteau să meargă în astfel de locuri de plăcere. Cheltuirea unei sume mari de bani pe o cină nu era posibilă pentru ei. Azi, totuși, era acolo pentru a vorbi cu fratele ei, care fixase întâlnirea într-un cadru mai plăcut. Deci ești de acord, dacă stai aici astăzi? A întrebat Denis după salut. Cred că ar fi prostesc să refuz ceva de genul acesta, a râs Veronica. Ospătarul le-a adus două pahare cu suc aromat și un mic desert. M-am gândit că cafeaua nu este prea bună pentru femeile însărcinate, dar dulciurile ridică moralul, a comentat Denis despre cadou. Și pot să-mi cinstesc sora. Veronica a zâmbit. Îi era plăcută grija acestui om, chiar dacă apăruse brusc în viața ei. Propun să facem totul fără ceremonii și introduceri lungi, a început Denis. Ai adus documentele pe care le-am menționat în mesaj. Da. Uite, verifică. Veronica a scos un dosar cu acte din geantă. În timp ce Denis le studia, ea a pus brusc o întrebare care i-a venit în minte. Spune-mi, de ce ai decis să împarți moștenirea cu mine? Ai fi putut să nu spui nimic sau să faci în așa fel încât să nu primesc nimic. E o întrebare foarte bună, a spus Denis, fără să ridice ochii de la documente. Pot să mă consideri un idiot. Dar am văzut cât a suferit tatăl, mai ales în ultimii ani. Nu vreau să-i urmez soarta din cauza unui blestem. În plus, am deja propria mea locuință, un apartament bun în oraș. Tatăl l-a cumpărat pentru mine când eram mic. Așa că maximum ce mă interesează este o parte din bani, dacă vei decide să vinzi casa. i și investi în compania tatălui. Veronica s-a liniștit. Denis a pus documentele înapoi în dosar. Dacă ne grăbim, azi putem rezolva o mare parte din formalitățile de hârtie. El a arătat spre mașina lui de sub ferestrele cafenelei. Da, da, deja termin. Veronica a început să mănânce desertul cu furculița mică. Denis a râs. Lasă, nu te grăbi așa. Trebuie să fie mereu timp pentru delicii el a făcut semn chelnerului. După 15 minute, amândoi au ieșit pe stradă și s-au urcat în mașina lui Denis. Aceasta a fost observată de cineva care, dintr-o nefericită coincidență, se afla în apropiere. Știam eu că această fată e o scorpie, a conchis Tamara Iurievna, parcă felicitându-se pe sine. Mănâncă ca un elefant și acum și-a găsit un amant. O, oh, Doamne! poate că și copilul e al lui? Ei bine, acum o voi despărți sigur de Alexandru. Femeia aproape a explodat de furie, stând pe partea opusă a străzi și privindu-i pe cei doi plecând cu mașina. S-a grăbit acasă să-i ofere norei o primire călduroasă la întoarcere. Dar a grăbit degeaba. Veronica a ajuns acasă doar seara. Nici Alexandru și nici Stanislav Sergeevici nu erau acolo. Plecaseră să ajute la mutarea unor cunoscuți, cărând dulapuri, paturi și noptiere. Când s-a auzit agitație în hol, tamara Iurievna era gata să iasă din cameră și să-și reverse furia asupra norei. Își repeta proșurile și cele mai dure replici, uitându-se în oglindă. Ce poate fi mai plăcut pentru o femeie bătrână din blocul de locuințe decât să-i critice pe alții? Dar tamara Iurievna a auzit o frază care i-a oprit pasul. Da, sunt obosită. Veronica vorbea la telefon. Oh, nu-i nimic. Sarcina nu e o boală. Unele femei ridică haltere, iar aici e doar moștenirea de la tata. Nu-ți face griji. Mulțumesc pentru fructe. Tamara Iurievna și-a ciulit urechile. Expresia feței i s-a schimbat brusc de la una plină de reproșuri la o curiozitate la comă. Da, Mă mut în casa moștenită și voi cultiva singură. Da, aștept următoarea întâlnire, îți voi da de știre. Bine, pa. Veronica a închis telefonul și a început să-și scoată sandalele. Tamara Iurievna a realizat că nu trebuia să se dea de col. Imediat, mintea ei a început să imagineze un plan pentru a obține casa mare cu grădină și teren, plus banii. Iată șansa ei de a se aranja cum se cuvine pentru pensie. Trebuia doar să o convingă pe naiva fată însărcinată să facă totul cum îi convenea ei, Tamarei. Iar despre iubitul ei, cine ar fi fost el, Tamara nu-și făcea griji. Veronica a oftat obosită și a aruncat o privire atentă în bucătărie, apoi în sufragerie. Pe fotoliu, sforă în sonor, dormea soacra ei, cu o revistă în mână. Fata a oftat ușurată. De ce nu mănânci puiul? A întrebat-o Tamara Iurievna sever la masă pe Veronica. Hai, ia încă o bucată. E de la țară, nu vreau un broiler de fabrică. L-am primit de la o cunoștință. Sub privirile uimite ale familiei, Tamara a pus pe farfuria norei o bucată suculentă de pulpă de pui acoperită cu sos. Veronica s-a uitat fix la ea, de parcă i-ar fi pus pe farfurie o bucată de anvelopă uzată. Atât de ciudată și nepotrivită părea această grijă bruscă. De ce vă uitați toți așa? Tamara a aruncat o privire fugară, dar rapidă, ca un fulger, în jur și a ascuns-o imediat. Am un nepot care crește, de fapt. În tăcere absolută a trecut restul cinei. Ceea ce era o anomalie. De obicei, la masă, Tamara Iurievna bârfea și se plângea, iar ceilalți încercau să-și închidă urechile pentru a nu absorbi fluxul de negativitate. De la a doua întâlnire cu Denis trecuse o săptămână. Mai rămânea doar etapa finală a procesului de intrare în posesia moștenirii. El i-a propus surorii să meargă și să vadă cu ochii ei ce urma să dețină. Veronica nu a refuzat, dar trebuia să găsească un motiv serios pentru a lipsi de acasă într-o zi de weekend. Fata s-a frământat mult, dar nu a reușit să inventeze nimic. Soarta i-a oferit o variantă potrivită. O colegă i-a cerut să o înlocuiască săptămâna următoare, și ea a fost de acord să lucreze pentru Veronica. În apartament, Veronica încerca să se comporte normal și să nu dea de gol ce se întâmpla în viața ei. Alexandru era grijuliu ca de obicei, dar în același timp distant și nu se implica în nimic ce depășea zona lui de confort. Stanislav Sergeevici fie dormea în fața televizorului, fie pleca la diverse munci suplimentare. Era aproape invizibil, doar ocazional se zărea capul său chel în hol. Tamara Iurievna părea că și-a schimbat complet comportamentul. Brusc, devenise neobișnuit de grijulie, politicoasă și atentă cu Veronica. Întreba de sănătatea ei, de starea ei de spirit și de alimentație. Dar părea un efort forțat, stângat și tensionat. Era evident că soacra se forța să fie amabilă, dar pentru ce anume, Veronica nu putea ghici. Nu credea că Tamara Iurievna s-a trezit brusc o dragoste imensă pentru nepotul viitor posibilitatea ca soacra să știe despre moștenire, Veronica a exclus-o imediat. De la cine ar fi aflat? Alexandru, ce se întâmplă cu mama ta? L-a întrebat pe soț după cină. Cu zâmbetul ei de azi nici măcar nu mi-a mai intrat mâncarea pe gât. Parcă e o soție din Stefort. Alexandru a rămas blocat câteva secunde, amintindu-și de aluzia literară, dar apoi a spus, și eu sunt surprins, dar mă bucur că relațiile voastre se îmbunătățesc. Desigur că te bucuri. Nu trebuie să înghiți zilnic criticile despre soția ta, neavând posibilitatea să o aperi. I-a trecut imediat prin cap Veronicăi. Totuși, înțelept, nu a spus nimic cu voce tare. A doua zi, Veronica s-a întâlnit cu fratele ei în locul stabilit și au plecat spre adresa indicată. Casa tatălui se afla în partea opusă a orașului, într-o zonă de case particulare cu curți frumoase și îngrijite. Veronica a rămas uimită când mașina s-a parcat în fața uneia dintre ele. Da, da, aici este, a glumit Denis, observând privirea ei uimitoare. În fața fetei se afla o casă îngrijită, cu două etaje, din cărămită deschisă la culoare, înconjurată de un gard frumos, cu grilaje forjate. În curte se întindea un gazon îngrijit, cu arbuști și câțiva copăcei. Deja în interiorul curții erau mai multe alei pavate cu plăci galbene, un rondou de flori și edere decorativă care urca pe peretele fațadei până la balconul de la etajul 2. Wow! Nu mi-ai spus că locuiești într-un adevărat castel. Veronica, admirând și ușor temătoare, a trecut mâna peste cărămizile casei. N-ai întrebat, a ridicat din umeri Denis. Nu pare că aici nu locuiește nimeni, a observat fata. Totul e atât de ordonat și îngrijit. Am rugat-o pe una dintre vecine să mențină ordinea pentru o plată simbolică, a spus Denis. Nu vreau ca totul să se transforme într-o junglă. Deși locuiesc de mult în altă parte, am amintiri prețioase din copilărie aici. Tatăl a plantat această grădină când căuta liniște de la necazurile care s-au abătut asupra lui. Îmi amintesc cum planta copaciu da florile. Mi-ar plăcea mult să păstrezi munca lui, măcar parțial, dacă nu vei vinde casa. Nici nu m-am gândit să scot ceva sau să schimb ceva din exterior, a recunoscut sincer Veronica. Totul aici este minunat. În același timp, o simțea un sentiment apăsător de vinovăție pentru lipsa de comunicare cu cineva pe care l-a văzut doar în copilăria îndepărtată. Denisa a continuat să-i arate camerele casei și să povestească despre cum a fost construită și mobilată. Iar în mintea Veronica îi se derula viața unei alte familii, de parcă ea ar fi alergat de sculță pe covoarele pufoase, de parcă ea ar fi dormit îmbrățișată de câinele preferat al tatălui de parcă i ar fi stat seara pe genunchii lui. Hei, ești bine! A observat Denis ochii ei umezi. Da, adică nu, adică eu. Mi-a lipsit atât de mult toată viața. Abia acum îmi dau seama. Veronica a răspuns bâlbuindu-se și ștergându-și lacrimile. S-a îndreptat spre pieptul fratelui ei. Denis a îmbrățișat-o și a mângâiat-o pe spate. El a vrut să țină legătura când erai mică, dar mama ta a interzis. Apoi a renunțat la încercării. Nici măcar banii pentru pensie alimentară nu i-a acceptat. Mama ta este o femeie foarte mândră, Veronica, a spus Denis. Acum înțeleg de ce a ascultat de ghicitoare. Au vorbit mult în casa mare și goală, chiar au băut ceai din proviziile aduse de vecină. Veronica a simțit că sufletul ei s-a completat cu o piesă de puzzle despre care aproape uitase. Te duc acasă? De ce te sfiești? A întrebat Denis surprins, văzând că dă din cap. Ce secrete de la curtea regală ai? Veronica a uitat, neștiind cum să-și explice clar poziția. Denis nu se grăbea, dar o privea înțelegător. Mașina mergea încet pe străzile orașului, o se leneș la semafoare. Nu vreau ca familia soțului să știe despre moștenire și despre tine, în sfârșit a formulat Veronica gândul. Probabil că m-am măritat cu persoana nepotrivită. Denis s-a tăcut, dar a dat din cap înțelegător. Și Veronica a început să-i povestească despre slăbiciunea soțului, despre tirania soacrei, despre cum se simte ca o pasăre într-o colivie. Despre cum se teme să rămână cu un copil mic în această familie. Și cu un bebeluș singură într-o casă mare, nu te temi. Fratele și-a ridicat sprâncenele. Mai bine așa, decât să suport zilnic criticile și reproșurile că am mâncat o bucată în plus de salam, a concluzionat fierbinte Veronica. Ști, m-am gândit la ceva, a spus Denis brusc. Lasă casa să fie completă ta. Iar mie îmi ajunge afacerea tatălui și apartamentul meu. Oricum, nu cred că ai putea conduce compania și nu te pricepi la vânzări, iar eu sunt în asta de când eram adolescent. Cred că astfel este corect și echitabil pentru toți. Desigur, Veronica aproape că s-a bâlbuit de uimire. Îți sunt recunoscătoare și pentru asta, și acum chiar nu știu cum să fiu. Eh, nimic grav! Denis s-a ridicat mâna cu un gest obișnuit. Invităm-mă de câteva ori la plăcinte sau borș și suntem chit. Veronica a râs, dând din cap. Toate fricile imaginare i s-au părut dintr-o dată copilărești și lipsite de sens. Dar trebuia să depășească ultima dintre ele, să găsească o modalitate de a scăpa din colivia bestiei. Tamara Iurievna a trântit fereastra de la ghișeu în fața unui bătrân care voia să-și plătească factura de utilități. Pauză. Gata, așteptați. A urlat ea la bărbatul care a rămas încremenit cu hârtiile în mână. Vin ca la ei acasă, iar noi aici, nemâncate, nedormite, trebuie să-i servim zilnic, se plângea Tamara, mergând spre o bucătărioară improvizată în biroul de utilități era greu de numit bucătărie acel loc. Singurele echipamente erau un cuptor cu microonde și un fierbător. Nici măcar un frigider nu mai aveau. Aparatul sovietic au fusese scos sub pretextul reparației de niște imeșteșugari locali și dus de acolo. Pretextul a fost uitat curând, iar frigiderul a ajuns la cabana uneia dintre angajatele biroului. După aceea, toți au fost supărați, dar nimeni nu avea dorința de a contribui la un nou frigider. Iar a obține unul prin sistemul birocratic era imposibil. Așa că angajatele biroului de utilități își păstrau mâncarea pe pervaz în sezonul rece și într-un colț răcoros în sezonul cald. Dar mâncarea se strica din când în când, umplând bucătăria cu mirosuri neplăcute de carne stricată sau varză acră. În cazuri extreme, mirosul ajungea chiar și la clienți care erau deranjați și căutau sursa mirosului. Astăzi, bucătăria improvizată mirosea a ceva aproape stricat. Iar a adus Katia chiftelele ei urât mirositoare, s-a plâns Tamara Iurievna, strâmbându-se. Dacă nu-i pasă de ea, măcar pe noi să ne respecte. A scos din ascunzătoarea ei containerul învelit în folie de aluminiu. Folile nu lăsau mâncarea să se încălzească repede la temperatura camerei, și astfel să se strice. Tamara Iurievna își vărsa frustrările de acasă pe colegii și clienții de la muncă. Acasă, trebuia să se controleze cu nora ei, și asta o înfuria și mai tare. Desigur, ceilalți membri ai familiei încă primeau criticile ei, dar era obișnuit și nu o mai satisfăcea. Tamara dorea să o critique pe Veronica dar trebuia să se abțină pentru a obține casa cea mare, nu această cutie de chibrituri în care locuiau. Ce faci, Tamara, te răsfeți cu ceva cald?" A întrebat prietena ei, Marinca, intrând în bucătărie. Tamara s-a uitat la ea încruntată, dar a afișat rapid un zâmbet forțat. Mă răsfăț, mă răsfăț și încerc să nu mor de sufocare. Catea îngroapă aici ceva care miroase urât, a spus ea, arătând spre containerul colegii de pe cuptorul cu microonde. Marinca a ținut nasul strâns și a fluturat mâna în fața lui. Și atunci, Tamara Iurievna a avut o idee despre cum să discute discret planul ei de a lua proprietatea altcuiva. Marinca era o bârfitoare notorie și nu putea să-i spună totul direct, dar putea să mascheze povestea ca pe ceva ce s-a întâmplat cu altcineva. Marinca, tu crezi că copiii trebuie să-și ajute părinții, nu? A început Tamara. Colega, așezată la masa îngustă cu o ceașcă de ceai și un pachet de biscuiți, a privit interesată. Da, ar trebui, a spus ea cu prudență. Copiii normali. Dar sunt și copiii neisprăviți, ca fiul meu, inocentii, care stă toată ziua cu ochii în computer, nu-și face patul și nu ajută deloc despre ajutor mai serios, nici nu mai sper. Tamara și-a încrețit nasul. Nu avea chef să audă despre fiul ei neisprăvit. Iată ce m-am gândit, a întrerupt via marinchei. Dacă copiii buni își ajută întotdeauna părinții, atunci ar trebui să împartă totul. Noi îi naștem, îi hrănim, îi creștem. Dar ce să faci dacă vor să-și aranjeze mai bine viața pe seama noastră? Părinților, ce ar trebui să facem? Alexandru cheltuie sau ascunde salariul? Marinka și-a sprijinit obrazul în palmă și s-a uitat ambigul la Tamara. Ce fel de discuții sunt acestea, Tamara Iurievna? Ce legătură are asta? Salariul. A bătut femeia cu furculița în masă, indignată. Și ce are Alexandru? Ieri am văzut un film. M-am gândit să mă îmbogățesc cultural, să discut cu oameni spiritualizați despre subiect. Iar tu, Alexandru, cheltuie. Tfu. Tamara s-a întors teatral și a făcut o mutră care ar fi fost mai potrivită unei școlărițe naive decât unei lucrătoare de la blocurile comunale. Tactica a funcționat. Marinca a început imediat să-și ceară scuze cu voce mierosă, să lingușească și să întrebe despre film. Nu voia să se certe cu Tamara, care ar fi putut întoarce întregul colectiv împotriva ei și să facă remarci usturătoare la fiecare ocazie. Tamara s-a bucurat un timp de victoria ei mică, apoi a spus, deci, ce vreau să spun? Mă uitam la film și, bam! În cel mai interesant moment, se întrerupe curentul. Și Sergheevici nu era acasă să repare. Așa că am rămas fără film. Acum stau și mă gândesc ce s-a întâmplat la sfârșit. Despre ce era filmul? a întrebat Marinca, uitându-se în ochii ei. Tamara a așteptat această întrebare. L-a înghițit la com și a început să povestească intriga propriei sale istorii de familie sub masca filmului. Desigur, a schimbat numele și a adăugat detalii, dar esența a rămas aceeași. Iar în momentul în care a auzit despre moștenire, Totul s-a întrerupt. Ce păcat! Și nici măcar nu mi-am amintit titlul filmului, s-a plâns Tamara pentru autenticitate. Așa că mă întreb acum, ce s-a întâmplat la sfârșit? Marina, care nu era deloc proastă, a înțeles încă de la jumătatea filmului cu ce anume e povestea Tamara. Dar nu a arătat asta și a continuat să dea din cap ascultătoare, ca o păpușă chinezească. Deci, soacra plănuiește să pună mâna pe moștenirea neașteptată a bietei orfane. A rumegat Marina Buzele. Nu poate face asta direct, pentru că relațiile dintre ele sunt deja tensionate, nu? Tamara a dat din cap. Deci, probabil că a încercat să pună presiune pe orfană prin intermediul fiului, a început să gândească femeia. La el are încredere, nu vede pericol și, în general, Soțiile ar trebui să-și asculte soții. Tamara abia s-a abținut să nu râdă. Dacă l-ar fi ascultat pe soțul ei, ar fi curățat toaletele la gară sau într-o cantină de mână a treia. Soțul ei devenise din ce în ce mai prostodată cu vârsta, iar idei constructive nu mai avusese de vreo 15 ani. Deci, fiul a devenit o pârghie de presiune, a tras concluzia Tamara. O mișcare inteligentă prin el vom face totul. Ultima frază a murmurat-o aproape inaudibil, ca să nu înțeleagă Marinca. În final, familia s-a mutat în casa nurorii și a trăit fericită și fără griji, a concluzionat Marina. Nu se poate să se facă un sfârșit prost. Nu este permis să destabilizezi valorile familiale. Deci, în viața reală, ar transforma orfana într-o cenușăreasă sau ar lăsa-o să trăiască în vechiul apartament sub un pretext bun? Încă ceva, s-a indignat Tamara în sinea ei. Nu voi lăsa-o să trăiască în apartamentul meu când ne vom muta. Mai bine să-l închiriez. Banii vor veni. Bine. În sfârșit, mă voi pensiona din această gaură. Tamara visa atât de intens încât s-a lăsat pe spătarul scaunului și a închis ochii. În mintea ei, deja se vedea imaginea unei proprietăți mari, o casă cu terasă pentru ceai și bârfe, priviri invidioase ale surorii Natasha și ale vecinilor și, în general, ale tuturor din jur. În același timp, Tamara se gândea că Veronica nu va fi o bună cenușăreasă, dar cineva trebuia să facă curățenie și să gătească ea muncise destul și merita o dihnă. Gândurile languros o acapărase complet și nu a observat cum a lovit cu mâna ceaiul de pe masă, pe care îl făcuse la începutul pauzei de masă. Ceașca s-a răsturnat zgomotos și i-a udat fusta cu băutura deja răcită. Se auziră în jurături și forfotă. Marina i-a adus repede o pachet de șervețele și a fugit din bucătărie. Când s-a întors acasă, Tamara a decis să nu amâne și să-l abordeze pe Alexandru. El era acasă și încerca să repare balamalele căzute de la ușa camerei. Trebuie să vorbim, a început Tamara Iurievna fără menaiamente, sprijinindu-se de perete în spatele fiului. Femeia nu avea delicatețe în comunicarea cu familia. Își expunea totul pe loc, fără ocolșuri. Și Tamarei nu-i păsa dacă alții ei auzeau reproșurile către soț sau fiu, fie că erau clienți la coadă sau vecini care ieșiseră pe balcon. Nu era de mirare că familia Tamarei avea o reputație proastă și nimeni nu voia să fie prieten cu ei. S-a întâmplat ceva? Alexandru s-a încordat. O asemenea declarație din partea mamei nu prevestea nimic bun, cum arăta practica. Tamara a întârziat puțin cu răspunsul, dar apoi s-a înfipt în șolduri și a spus cu cea mai tăioasă voce, Moștenirea i-a picat nevestei tale, și tu nu știi, nu? Alexandru a palidit și a scăpat șurubelnița din mână. A întrebat cu un nod în gât. Lilia Vasilievna nu mi-a spus nimic. Cum așa? Tfu! A aruncat tamara, de parcă i-ar fi întins o bucată de pâine veche în loc de o brioșă. E vie și nevătămată. Tatăl Veronica i-a lăsat o casă. Alexandru a oftat ușurat. Îi plăcea mama Veronica. -i. La ea acasă era mereu confortabil și plăcut, în ciuda spațiului mic și a vieții simple. Veronica nu mi-a spus nimic despre asta. Bărbatul s-a așezat pe podia. Tatăl. Dar nu l-a văzut decât când era mică. Eu nu-ți voi minți, fiule. Am auzit cu urechile mele cum vorbea la telefon despre asta zicea că se va muta în casa moștenită și va trăi bine. Gândește-te bine de ce nu ți-a spus nimic. Alexandru a pus mâna la ceafă, gândindu-se. Nu trebuie să te gândești prea mult, s-a grăbit Tamara. E clar că fata nu vrea să împartă cu nimeni. Deși ești soțul ei și noi suntem rude. E o lipsă de respect față de toți noi. Cum așa? Alexandru căuta ceva pe podea și pe perete cu privirea. Trebuie să vorbești cu ea și să-i bagi în cap că o femeie singură nu se descurcă cu o casă mare fără bărbat, mai ales lucrând ca vânzătoare la gară. Tamara Iurievna a început să-l îndoctrineze pe fiu. E mai bine să ne mutăm toți acolo, să avem o gospodărie, să ajutăm cu copilul, iar acest apartament să-l păstrăm, Tatăl tău cu vecinul vor face reparații ca să arate mai bine și îl vom închiria. Cuvintele mamei se scurgeau în urechile lui Alexandru ca un râu amețitor. Dar fundul râului era o mlaștină puturoasă și putredă. Nu, a sărit brusc de pe podia, minți. Tamara Iurievna a rămas tăcută pentru un moment, atât de bruscă a fost schimbarea de dispoziție a fiului. Nu era obișnuită ca el să-i se opună astfel. Deci de asta o lingușești pe Veronica în ultimele săptămâni și-a dat seama Alexandru. Iar eu, naivul, am crezut că veți deveni apropiate. Totul era doar pentru moștenire. Poate că da, aș era răutăcios Tamara. Dar tu nu vrei să trăiești ca oamenii, cu o curte, o grădină și o casă separată. Nu cu prețul umilinței altora. Mulțumesc, nu. Și nici tu, nici tatăl tău nu veți primi un centimetru din moștenirea Veronicăi, a spus Alexandru cu curaj. Pentru prima dată, situația l-a atins atât de profund încât a avut curajul să-i se opună mamei. Își iubea Veronica, dar în felul său. Ca o floare crescută într-un ghiveci mic. Așa deci, te-ai hotărât să-mi contrazici, cățelușule? S-a enervat Tamara, Știi că soția ta și-a găsit deja un amant și se plimbă cu el prin restaurante? Poate că și copilul este al lui. Îți va lăsa copilul la ușă și va pleca. Taci, ajunge! Alexandru și-a acoperit urechile ca un copil și a sărit în cameră. Ușa, încă nereparată, s-a trântit în spatele lui. Se auzi un clic slab al încuietorii. Obrajita mare iurievna ardeau de furie. Dar era mulțumită că și-a pus fiul la locul lui, chiar dacă nu reușise să-și atingă scopul. Veronica se întorcea acasă într-o dispoziție bună. Gândurile despre faptul că mai erau doar câteva zile până la obținerea documentelor finale pentru casă o încălzeau mai mult decât soarele de vară. Apropiindu-se de clădirea familiară, a observat că Alexandru stătea pe una dintre bănci. Era neobișnuit. Alexandru nu ieșea niciodată doar să stea pe o bancă. Părea pierdut și absent. Veronica s-a apropiat de el, a salutat și a întrebat cu grijă, de ce ești aici? Ce s-a întâmplat? Alexandru a ridicat ochii plini de tristețe. Își frământa o crenguță ruptă în grabă dintr-un tufiș. Ai un amant, e adevărat. A spus el trist. Ce? Veronica a rămas uimită. Ce prosti! De unde ai scos asta? Mama a spus. A văzut că te întâlneai cu el în cafenea. Veronica și-a dat seama rapid ce se întâmplase și a respirat ușurată, scutită de necesitatea de a se justifica umilitor. Alexandru, înțelegi, e fratele meu, dar nu Mihai, ci altul, de la tata, a explicat Veronica cu grijă. Deci, povestea cu casa moștenită de la tata e adevărată, a spus Alexandru fără să se adreseze nimănui anume. Cum ai aflat despre asta? Veronica a rămas uimită. În loc de răspuns, Alexandru a privit trist la ea și a dat din cap către balconul apartamentului lor. Înțeleg. Veronica s-a așezat lângă el. Acum totul devenea clar. De unde provenea această dragoste bruscă a mamei tale pentru mine? O femeie minunată. Au stat un timp în tăcere, fiecare culegându-și gândurile. Alexandru a fost primul care a vorbit. Veronica, știi ce simt pentru tine? A început el, alegându-și cuvintele. Dar la fel simt și pentru mama, oricât de autoritar ar fi. Știu că nu te va lăsa în pace cu această moștenire. Și dacă nu-și obține partea, ne va distruge viața, chiar și de la distanță. A încercat deja azi să mă convingă să pun presiune pe tine. Am. Am refuzat. Veronica asculta, aproape fără să respire. A înțeles că, pentru prima dată, Alexandru a făcut alegerea corectă, fiind de partea ei. Și a realizat cât de greu i-a fost lui Alexandru. Mama a criticat mereu apartamentul nostru. Mereu a dorit să se mute într-o casă, dar trăim modest și nu ne putem permite asemenea lux. Dar aici e un dar al sorții. Desigur, mama va face orice pentru a obține casa ta și nu vreau să suporți mereu atitudinea ei. Nu se va schimba. Și nu vreau ca copilul nostru să crească cu o mamă nefericită și asuprită. Alexandru i-a pus mâna pe degete trebuie să pleci de aici cât mai repede. Te voi ajuta. Veronica nu și-a crezut urechilor, dar apoi lacrimile i-au curs pe obraj. Mulțumesc. l am îmbrățișat strâns. Nu-ți imaginezi ce ai făcut acum. Trei ani mai târziu. Alexandru s-a oprit în fața casei cu două etaje pe care o cunoștea atât de bine. De fiecare dată o privea de lung înainte de a ieși și a sunat la ușă. Acum casa și curtea erau acoperite de zăpadă. Strălucea în soare. În tufișuri se jucau o mulțime de vrăbi. Astăzi era ziua de naștere a fetiței lor, Lili. De la acel august nefericit și discuția de la intrare, trecuse mult timp. Alexandru planificase fuga soției sale astfel, încât nimeni să nu bănuiască nimic. Când Tamara Iurievna plecase la muncă, Veronica și Alexandru au început să împacheteze lucrurile în grabă și apoi, ca niște infractori, au scos bagajele și pachetele în mașina de muncă a lui Alexandru. L-a dus mai întâi la Lilia Vasilievna, apoi, împreună cu Denis, a ajutat-o să se mute în casa moștenită. Veronica nu își imagina ce se întâmplase cu Tamara Iurievna când aflase despre fuga ei. Alexandru tăcea, dar fața lui obosită spunea totul. Probabil că soacra bubui se mult timp, deoarece într-o zi, când Veronica și-a sunat soțul, a auzit la telefon un asemenea flux de murdărie despre ea încât i s-au tremurat mâinile. Când s-a născut Lilia, Alexandru a ajutat la început, venea, dar apoi a început să vină din ce în ce mai rar. Veronica bănuia că de vină era și soacra, care cânta cântece despre copilul făcut cu altul și mama fugară. Dar fata nu avea de gând să se descurajeze. Denis ajuta și el cu nepoata, și în același timp i-a oferit surorii sale un loc de muncă la firma lui ca contabil de la distanță. I-a adus un laptop, a introdus-o în muncă, și fata s-a adaptat rapid. Înainte de a-l întâlni pe Alexandru, se ocupa deja cu lucruri similare, și acum își amintea detaliile din mers. În pauzele dintre îngrijirea fiicei și muncă, Veronica și-a dat seama că nu-l mai iubea pe Alexandru ca bărbat de mult timp. Avea încă sentimente calde pentru el ca persoană și prieten, dar nu se simțea în siguranță cu el. Fata s-a gândit mult și cu atenție la cum să-i spună lui Alexandru despre decizia ei. Și la o întâlnire următoare i-a mărturisit că nu mai are sentimente pentru el. Alexandru a ascultat o în tăcere, apoi a spus că, în locul lui Veronica, ar fi făcut la fel. Așa au hotărât, dar cu divorțul l-au mai așteptat de dragul fiicei. Alexandru a expirat aburi și și-a frecat mâinile înmănușate una de alta. Într-o pungă frumoasă avea un cadou un tigrișor mare de pluș. Bărbatul a sunat la ușă. După câteva minute s-a auzit zgomotul în încuietorii și Veronica, înfășurată într-un șal de lână caldă, i-a apărut în față. Intră repede, am pus deja masa, l-a grăbit ea pe fostul soț. Mama și Mihai au venit, în curând va veni și Denis. Au intrat în casă, trântind ușa grea. Înăuntru mirosea copturi și se auzeau voci familiare. Alexandru a agățat receptorul pe cârligul din hol, a lăsat pantofi pe suportul de încălțăminte. Veronica înflorise în cei trei ani. Privirea ei strălucea, obrajii erau roșii, chiar și silueta ei devenise mai sculptată, în ciuda nașterii. Oi, am uitat complet să te întreb ce mai faci, și-a amintit ea brusc. M-am mutat de la mama într-un cămin. Acum încet încet strâng bani pentru locul meu, a răspuns Alexandru. Veronica a rămas înmărmurită în fața lui. Oho! Felicitări! E foarte bine! l am îmbrățișat cu respect pe fostul soț. Cum ai reușit asta? Nu fără efort, a spus Alexandru cu un Dar am înțeles că și eu vreau să fiu liber de ea. Așadar, azi nu sărbătorim doar ziua de naștere a fiicei noastre, ci și libertatea cuiva. A întrebat puțin jucăuș Veronica. Așa se pare, a fost de acord bărbatul. Fata a zâmbit și au intrat în cameră unde la masa pusă deja se adunase aproape întreaga familie. A sosit momentul să ofere cadourile micuței sărbătorite.